Da, haideți să începem conferința de presă dinaintea partidei cu UTA Arad. La conferința de presă sunt prezenți frații Cotodan, Mihai și Nicolae. Amândoi au reușit prima victorie a acestui stagiuni pentru Pandurii Târgu Jiu. Nicolae a reușit golul victoriei la Metalul Globus. Pe rând o să-i rugăm să vorbească puțin despre partida de la Metalul Globus și apoi despre meciul cu UTA. Da, bună ziua în primul rând. Ce pot spune despre meciul de la Metalul Globus? Un meci greu, un meci în care am suferit, însă un meci în care am muncit pentru victoria noastră și eu cred că am meritat cele toate 3 puncte, chiar dacă golul a venit pe final. Mă bucur că am marcat, mă bucur că am putut să-mi ajut echipa și sper să țin așa în continuare, să-mi ajut echipa cât mai mult. Cum a fost atmosfera vestiar după victorie? Prima victorie din acest caz. Mă dat seama că acum este una bună, bine și înainte era, acum este și mai bună și este un încrezător pentru meciul ce va urma. Apropo de meciul care va urma, a avut un adversar extrem de puternic care și-a anunțat intenția de a promova în Liga 1. Da, așa este. Urma dintre cele mai bune echipe din Liga 2 în acest moment. Dar sunt convins că dacă noi ne facem jocul cel puțin pe plan defensiv, ca la Metalul Globus, sunt sigur că scoate un rezultat pozitiv. Așteptăm meciul de sâmbătă cu nerăbdare, sperăm să jucăm la fel de bine și să scoatem punct sau puncte din acest meci. S-a mai dus puțin presiunea de Bucureștiul cu primul succes? Nu știu dacă era nici înainte. Ne bucurăm că am obținut această victorie și sperăm să, de acum încolo, să acumulăm puncte la fiecare meci. Marchez și meciul cu UTA. Doamne ajută, sper să marchez de acum încolo cât mai multe goluri să-mi ajute echipa. Mulțumesc!